Așa, e sâmbătă, 18 septembrie. Dăm bătaie să terminăm controlul de toamnă și inclusiv pregătirea de iernat. Asta e. Ramă de acoperire perfectă, peste 3 kg de miere căpăcită. Am început de ce? Deci, coroană peste 2 kg puiet căpăcit. Deci prima cu puiet. Și a doua. Coroană peste 2 kg puiet căpăcit. Două cu puiet. Ia să vedem rama nouă de anul ăsta. Puietul acum ecluzionat. Miere calabal. Oh, pe partea asta are puiet a treia. A treia cu puiet. Iar ramă nouă. Trei. Acum ecluzionat. Miere ca lumea. Perfectă. Dar merge să dăm mai margini pe asta totuși. Unde? Nu să lăsăm pastea negri pe mijloc. Este perfect. La fel, miere ca lumea. Și aici mare puiet. Hai cum ecluzionez. Da, deci asta e norma, 3 rame cu puiet. Asta o scoatem, că e prea albă. E, mai are 3 bondare, o lăsăm la urmă, da. Poți să-i scoți? Da, eu dai la urmă. Aia te-n-ai pentru 5, cred că-s 5. Da, dar nu se face găsărință. Ce să fie, ce să mai că dispare. Da, asta e o ramă frumoasă. Și aici, băi, da, a avut puiet, deci până la data asta a avut aproape pe toate, mă, amărâtul. Acum are puiet pe 3 rame. Da, a avut, nu jucării. Asta două dăle în margine. Dar una, apoi o scoatem, două la extras. Pe asta? Da, da, ce mai are în ea? Are puiet, Dragoș. E, mai are 10, știi. Mai umblăm o dată la asta, dar pe care o scoatem? A, o scoatem pe asta neagră. Ca să-i băgăm hrănitor. Neam Arian ține și la ultima lărvuță, nene. La ultima lărvuță. Și pe asta nu-i bag diafragmă, îi bag direct. Îi bag și rânitor. Nu, ca să dă una în ieri pe el. Da, da. Dar așa asta înțeapănă cum ieri. Da, 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 îi țeapănă. Nu mă, dar mă uitam, am florit și un fel de rapiță acum și... E sulfină. Și sulfină. Asta a fost prima ramă aici, la sperie. Da. Mai veni cu niște sirogal săptămâna viitoare să-i... Nu știu să facem. Am uitat de nailul, măi, am stat și mă... Nu, azi nu zice, nu trebuie. 2, 4, 6, 8, 10... 12 franzoare, mă. A, de plastic? Da. A, ca să-i completăm ca lume. Jale rândul, am speriat. Ce, aia și de ce? Au avut caturile pline, mă. Dar ce, la ăștia n-au avut caturile pline? Da, dar uite, i-a urcat tot. La ăștia am găsit și puiet în caturi și de-am dat de la roi. Asta e diferența. A, și mai e și termine aici. Mai e în altă parte? Nu mai am. L-am pe ăla cu probleme, nu știu. Ce? Două la mână, nu. Nu i-am la mine. Da, spune, da? N-are matcă? Nu i-am găsit matcă. Îi dăm matcă săptămâna viitoare de la mă. Unul mi-a hale matcă acolo în gură. Dar nu-i pus sub izolator? Da, da, da. Dar nu-i, nu-i lăsat sub izolator? Bă, da. Să fie pe el acolo. Azi m-am uitat la el. Mai dăm unul. Plecăm și mergem la vii, mergem la Bordește să luăm remorca cu noi. Florin la struguri acum. Culege, da, da, da. Iese. Am așa, noi și le-am băgat și hrănitoare noi. Au ajuns hrănitoarele. Da, mă, tot drumul să nu mai măci de anul ăsta. Uite, mă, ultima ramă îți ia până cu miere. Perfectă. Perfectă. Perfect. Am pretext să-mi trec mai la urmă, pe care pe asta. E tovară așa, acum s-a dezlănțuit. S-a dezlănțuit us. Dar nici nu am văzut-o. E, o găsim noi acum. Dă-o afară.
Stai, că am pățit-o la unul. Și o să fie matcă aici. Am pățit-o, Dragoștin, ce a fost matcă? E. În hrănitor de la mare din chef. Mă de la... Da, am scuturat hrănitorul, că era plin de musc în fața ordinișului. Și ai găsit matcă acolo? Și am început o buzlie. Aolea, și știi care este? E. Ăla care i-am băgat matcă. L-ai băgat ăla la o matcă? Da. Bine că ai găsit. Iată ce polen frumos care. Frumoasă. Da. Băi, unii am găsit 3 rame, Dragoș, cu ou. Au luat acum 3 rame. Eu nu am găsit azi, da. Asta trebuie dat afară. Eu dau multe ani după băgabantă. N-am văzut. Da. Da, nu mă mai uit la aia. Aia e plină cu miere. La acoperire. Și formăm cuibul pe rame negri. Diafragmele sunt în mașină mare. Pe aia alb oricum o... Da. Care? Polen? Atât ala și pe șapte, nu mai trebuie mai atât. Mult. Ia și... A. Nu stai să dau diafragmă. Ia din mașină diafragmă, e bună. Ei, băieți, și deci astăzi e 18 septembrie. Terminăm revizia de toamnă și în mare parte pregătirea de iernat. Pentru că la familie nu vom mai avea decât să le punem un material izolator, să scoatem ramele după diafragmă și am terminat bolci cu ele. Pot ierna liniștite. Urmează tratamentele specifice anotimpului. Toamna fac tratamente numai cu varachet. Atât. În rest, nu le dau. Mavrilor îl dau primăvara, când încep noile populații de albini. Asta e. Da. Aia la tu știu pe asta. Da, 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 da. Cam așa decurge treaba. Deci gata, suntem pe final de sezon. Ne apropiem de intrat la hibernare. Numai bine, sănătate și spor la treabă.